Eu sunt, cum zice, româncă și soțul e cumva, îi zic sârbi, dar nu, sunt bulgari, veniți din Bulgaria. La bucătărie am observat și la bulgari. Bulgarii sunt niște oameni agricultori, dar mai mult grădinari. Să știți că românii noștri erau mai mult carnivori. Bulgarii, în schimb, aici când am venit, sunt mai mult vegetariani. Deci ei mănâncă mai multe legume. Nu există mâncare fără foarte multe legume. Îmi plăcea, când am venit acum 44-45 de ani la ei aici, îmi plăcea că găteau ușor. Satisfacția sau tihna sufletească este gândindu-mă că în viața mea, eu copil, am avut bunicii care ne-au crescut cu dăruire, cu dragoste, cu tihnă. Cuvântul ghiveci l-am întâlnit, să știți, mai târziu. La noi, bunica mea, fac o mâncare de legume. Zic eu, păi și ce legume pui acolo? Adunătură. Asta era vorba ei, o mâncare de legume. Și ce legume pune? Adunătură. În tot ce am în bătătură. Eu cred că parfumurile astea de la fiecare legumă în parte, că eu n-am făcut niciodată după rețetă, tot cu ochi. Bunica tot așa făcea. Vrei mai acrișoară? Pui roșii, mai multe că sunt acri. Vrei mai dulceagă? Dai de roșii. Dacă vrei mai dulceagă, poți să pui și ceapă mai multă și scutești de roșii ca să fie mai dulceagă. Dacă vrei mai acrișoară, mai tai din ceapă, deci lași mai puțină ceapă și pui mai multe roșii. De două ori nu mi-a ieșit la fel. De ce? Fiindcă nu fac după cântar, fac după ochi. Am stat până la vârsta de 40 de ani în oraș. Nu rezist închisă. Deci eu, dacă nu lucrez, nu pot să stau într-o cameră. Când poți să ai atât de liber, încât te simți așa, că ai libertatea aia și sufletească și mentală, că dacă mă supăr cu ceva în curte, ies în grădină și mă tot uit pe tot câmpul. I-am pus tot sufletul și dăruirea mea așa ca om. Că dacă omul de lângă mine s-a simțit bine, am simțit și eu bine. Am fost fericită. Zic, uite, mai fui pe cineva fericit. Un minut, două minute, o secundă. Aceasta a fost povestea bunicii Olga. Cu alte bunătăți și vorbe bune ne întâlnim în episodul următor.